văzut și ieri meciul la televizor și am văzut ce condiții s-a jucat Iașu cu Chiajna. Ați văzut și dumneavoastră aici, era teren înghețat. Veneam după o serie de meciuri, zic eu, două reușite, două mai puțin reușite. Dacă ați văzut meciul de la Juventus București, am făcut un meci bun, dar intrasem în pasa aia proastă și meritat, cu toate că nu vreau să dau nimeni, că și ei muncesc și ei câștigă. Nu e posibil așa ceva. 11 metri care era la 2 metri, fundașul meu era la 2 metri în spatele atacantului lor și cade și 11 metri. Nu e posibil să avem pretenții. Dar Phoenix s-a încheiat, avem 3 puncte, ne ducem la, plecăm la Târlungeni, câștigăm și acum să ne aștept, Dumnezeu să câștigăm și acum să ne aștept, să ne aștept, că nu suntem în prată, nu suntem în prată. Praima, până la urmă, ce Buzău? Cum ați ajuns la Buzău? Am ajuns la Buzău pentru că în Fidel se poate, în altura și se poate, la el aici nu se poate. Și ne ducem unde am fost bine primiți, unde oamenii de aici, din jurul nostru care sunt, domnul Grigea, vrem ca să aducem oameni la stadion, vrem să vină la Suceava, s-a putut ca să aducă, să facă instalații de nocturnă și să vină lumea la Suceava, când a jucat cu Steaua. La noi, la Brăila, eu zic că aduceam 10.000 de oameni. Ăsta e punctul meu de vedere. Eu zic că aduceam 10.000 de oameni și nu era o problemă. Dar ne ducem și jucăm unde suntem primiți, la Buzău. Preva e o echipă foarte bună. Liga 1, se bate chiar acolo. O să vedeți, eu zic că nu le va fi deloc ușor. O să vedeți, o să vorbim după meci. Ne așteaptă, dar până la Craiova avem Târlungeni, vrem să facem, să câștigăm și la Târlungeni, să facem 26 de puncte, să avem și noi cât de cât o iarnă mai liniștită. După aia, în cupă, vorbim după. Din declarațiilor ce am văzut eu, sunt fericiți, dar mai fost și alții fericiți că au căzut cu noi și au plecat cum au plecat și anul trecut. Dinamo, da, în fine, facem 2-0 cu Dinamo, eu zic că era altceva. Acum, o să vedeți, o să aibă o surpriză din punctul meu de vedere.